Asta ar trebui să facă școala. Să-i scăpăm, în acea școală în care... să-i scăpăm pe copii de părinții lor. Asta trebuie să facă școala. Nu pot să... Ba da, vă spun eu, asta ar trebui să se întâmple. Să-i scăpăm pe copii de părinții lor. Eventual să-i lichidați pe părinți și să faceți ce vreți cu copiii. Eu o asemenea nebunie n-am auzit niciodată. O asemenea minte bolnavă nu am auzit niciodată. Să nu credeți că sunt gândurile pe care le are omul din ultima lună. Nu! Astea sunt rezultatele unei gândiri bolnave de mult timp, care acum a răbufnit. Sau o gândire bolnavă care acum i s-a permis să răbufnească. Poate asta este agenda la Digi24 și la celelalte televiziuni vândute. Cu siguranță în spate există oameni puternici, există finanțări puternice, există agende și există metode de experimentare prin intermediul televiziunii. Să se vadă cum reacționează părinții, cum reacționează lumea când un bolnav și o coadă de topor cum e acest prezentator poate să debiteze asemenea lucruri periculoase. Asemenea încălcări până la urmă ale drepturilor părinților și ale copiilor. Da, fraților, cenzura în cazul unui personaj de genul ăsta nu există. Un astfel de personaj are voie să debiteze și să scuipe, să împroște asemenea o travă în public, în online și la televizor. Dar celor care au luat parte ieri la protestul din Piața Victoriei, nu li s-a permis între orele 18:20-30, cât am fost eu acolo în Piața Victoriei, să încarce nimic în spațiul online, pe internet. Nu am reușit să încarc absolut nimic. Cu chiu cu vaia trebuie să ies din Piața Victoriei de acolo și să încarc un video pe care l-am făcut de un minut. Pentru că nu avem acces la internet pe transferul de date de upload. Nu puteam încărca nimic. Erau 20.000 de oameni. Vă imaginați dacă toată lumea ar fi încărcat de acolo, s-ar fi văzut cu adevărat ce se striga acolo, cât de pașnici erau oamenii de acolo, din Piața Victoriei. Mi s-a permis. În 2021, în Piața Victoriei, în mijlocul Bucureștiului, unde este acoperire 5G, conform paginii Orange, unde harta 5G și harta restului de frecvențe este postată online, nu li s-a permis oamenilor, cel puțin acelor care foloseau rețeaua Orange, să încarce nimic. Nu puteam încărca nimic. Și credeți-mă că am un telefon destul de avansat. Aveam semnal full, aveam în limita 100 de giga, n-am putut încărca nimic. Și m-am gândit în acel moment, băi, suntem în China? Suntem în China unde nu putem face așa ceva? Aici, în mijlocul Bucureștiului? Oamenii erau nemulțumiți acolo, în prezenți în Piața Victoriei. Majoritatea lor erau acolo prezenți pentru că vreau să-și arăte nemulțumirea vis-a-vis de impunerea pașaportului verde și impunerea vaccinării obligatorii care vine cu constrângeri de genul ăsta. Oameni care erau cu icoane, oameni care erau cu cruci, majoritatea celor care erau acolo erau de bună credință, dar pur și simplu au vrut să arate așa ceva. Și dacă vrei să încarci așa ceva sau orice ai fi vrut să încarci pe internet, nu puteai. Dar unui bolnav, ca cel pe care l-am văzut mai devreme la Digi24, îi se permite. Pe el nu îl cenzurează. În schimb, pe cei care vin ca victime, cei care au drepturile încălcate, drepturile reglementate de Constituție, sunt încălcate toate. Deci lor nu li se permite nici măcar accesul la internet de a se exprima liber. Li s-a permis ieri în Piața Victoriei, între cele ore pe care vi le-am spus, 18:20-30, cât am încercat eu să încarc ceva, li s-a permis televiziunea să transmită ce vor ele. Nu e normal, pentru că prin intermediul televiziunilor se transmite mesajul pe care ele îl vor da mai departe, pe care ele îl vor permite să ajungă mai departe. Da, fraților, asta s-a întâmplat ieri. Mă gândeam cum pot surprinde mai bine această cenzură în 2021. Ca în China eram ieri în Piața Victoriei în București și am zis că folosesc o aplicație care va înregistra ecranul și care vă arată de fapt ce vedeam eu în acel moment și ce auzeam în acel moment. O aplicație de înregistrat ecranul și după aia am folosit camera ca să vedeți că îl vedeam pe Pompiliu Diplan când vorbește și acea aplicație de speed test, de viteză de internet pe care o puteți vedea, care arată upload-ul și download-ul în acel moment. Download era puțin, dar noi nu aveam nevoie să descărcăm, noi aveam nevoie să urcăm ceva. În schimb, upload nu am avut deloc. N-am putut încărca nimic decât dacă am plecat din Piața Victoriei. De-abia acolo am reușit să încarc un minut în 25 de minute. Cu toții reușim să creștem din ce în ce mai mult. România, fii binecuvântată și rămâi în continuare ce ai fost odată. Și să ducem aminte că rău cu rău se duce și mai mult. Binecuvântare și v-am pupat! Aplauze pentru voi și pentru această seară! Yeah.
Unitatea ca unitatea, dar să nu uităm de libertate! 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 Încă o dată că v-am prins! Că v-am prins! Libertate! Libertate! Acum că v-am prins aici pe toți mulți, da? Când mai suntem atât de mulți, vreau să mai citesc o dată, să mai de cei care le aud a doua oară. Revendicările noastre, noi, cetățenii români, grupurile civice și asociațiile din societatea civilă care organizăm aceste meeting-uri de protest care au loc astăzi, 2 octombrie, în Piața Victoriei. Dorim să transmitem public lista cu revendicările principale pe care le susținem prin acest protest. 1. Și să spuneți dacă sunteți de acord. Solicităm renunțarea urgentă și definitivă la folosirea certificatului verde COVID pe teritoriul României. Dați din steaguri să văd că sunteți străini. Așa. Să vadă și Câțu, să vadă și Iohannis, să vadă și mass media și televiziunile. Că noi nu vrem pașapoarte de vaccinare. Nenorociților, încercați să ne impuneți o agenda globalistă care nu este a noastră. În al doilea rând, ridicarea imediată a stării de alertă. Fraților, cam asta a fost despre cenzura pe care noi am văzut-o cu ochii noștri ieri, 2 octombrie 2021. Acum aveți pe ecran o platformă alternativă asemănătoare YouTube, bine, la un nivel mult mai slab, așa, o platformă pe care eu mi-am făcut un alt cont, un cont în care voi putea încărca videourile care sunt problematice. Acolo puteți căuta la canale jos 4 oameni, da, și vă puteți abona și acolo. Toate cele bune, Doamne ajută să auzim de bine și să nu mai avem parte de prezentatori ca cel de la Digi24. Doamne ajută!